Sara Dulescu Bugina vă prezintă știrile orei 16, Olguța Cascuită. Bună ziua, Mihaela, bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Institutul Canta Cuzino este de importanță strategică de siguranță națională, fiind necesară suma de 25 de milioane de euro pe an, urmând să producă vaccinul în aproximativ 2 ani, a declarat astăzi ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțianu, președinte al Comisiei SRI. Potrivit ministrului, instituția va rămâne cu personalitate juridică, dar probabil va fi partea unei direcții de cercetare din cadrul MAPN. Măririle de salarii pentru cadrele didactice vor fi între 25 și 30% net în 2018, în două etape, a afirmat președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cotonaș, astăzi, după o întâlnire cu premierul Mihai Tudose. El a precizat că la întâlnirea de la Palatul Victoriei au participat și miniștrii Muncii, Educației, Finanțelor și Cercetării. Un alt aspect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat realizarea de către guvern împreună cu Coaliția Națională pentru Modernizarea României a unui studiu referitor la principalele domenii de pregătire a tinerilor pentru piața muncii. Agenții și oficierii de penitenciare vor primi începând cu 1 octombrie 2017 o majorare salarială de 10% aplicată la salariul brut, conform unui proiect pregătit de Ministerul Justiției, a anunțat astăzi Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. De asemenea, de la aceeași dată se va aplica și majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția personalului civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa. În data de 1 august, sindicatele din penitenciare au declanșat acțiuni de protest din cauza condițiilor de muncă și a lipsei de personal din penitenciare, ulterior fiind angajate discuții cu premierul și cu autoritățile pentru rezolvarea problemelor.